Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou episod de Sam. Sunt alături de Vlad, salut! Salutare, bine v-am găsit! Suntem pe centralroleplay.ro, o să vedeți că serverul pe care astăzi ne aflăm este deosebit. O să aflați de ce spun toate lucrurile astea. Hai să mă pun cu Vlad, dar el are numele Andrew aici, văd. Nu, eu sunt. Te-ai urcat cu altcineva, dar... A, da? A, ok, mine. Ok. Ies din mașină? Da, posibil. Ideea e că am văzut că e skin-ul de început, știi, ca mine, și am zis că, bă, tu ești. Ok. Bun. Nu e problemă. Pentru început... Hiroshi. Pentru început, când intrați pe server, da, trebuie să aveți un nume cât mai roleplay, cum îl am eu, mm-hmm, cum îl are Dălin. Și eu mi-am pus Alexander Michael acolo. Cum intrați pe server, aici, lângă, aveți un... dealership, un rent car, închiriați mașini cu slash enter, ați închiriat o mașină, mașina se spawnează și vă continuați aventura. Bun. Dar ia uitați și sampul meu așa ce customizat e. Nu, asta e mașina mea, asta verde. Ok. Era cu checkpoint, dar dacă am văzut-o pe aia mai aproape... Te-a păcălit, da. Okay. Ideea este că toate detaliile serverului, trebuie să știți de la început, se află în descriere. Discord, forum, absolut tot ce aveți voi nevoie, se regăsește acolo. Ideea e că serverul funcționează pe SAMP 0.3 DL, nu pe 0.3.7. Și ca să intrați pe server, o să vă trebuiască să fiți pe Discord, pentru că acolo se vor face aplicațiile pentru whitelist. Nu puteți intra fără a trece un test roleplay mai mult sau mai puțin. Da. Asta mi-a plăcut, că serverul se axează foarte mult pe realitate, adică este, băi, un roleplay adevărat, cum trebuie. Adică aici o să găsiți numai oameni de calitate care știu ce se face aici. Adică asta e interesant, că nu o să dai de oameni nepricepuți. Da, și cam toată lumea care intră pentru că își dorește să practice ceva nou și să încerce și acest mod de joc. Ideea e că după ce v-ați luat mașina, după ce v-ați închiriat-o, voi o puteți conduce și fără permis, însă dacă o să vă prindă poliția, o să fiți arestat. Da, și suporți consecințele, adică... Da, exact. Primul lucru pe care îl facem, mergem să luăm permisul, ca să nu mai conducem fără permis, să nu avem ce consecințe să suportăm. Da, să nu mai fim cu riscul așa după noi. Da. Deci mergem la... Este un test simplu, cu niște reguli oarecum ca în realitate, pe care cred că toată lumea le știe, deci n-ar trebui să... se complice cineva. Ok, ne dăm jos. Da. Și mergem, uite, aici. Ca să intrăm în clădiri, scriem slash enter, ne și apare. Ok, aici... Aici, de obicei, face roleplay cineva, uite. Da, toate interioarele. Adică nu e NPC, e cineva real? Da, e cineva real. Nu cred că stă cineva aici toată ziua. Scrie bună, uite. Sau... Bună? Bună ziua. Bună ziua, uite, cu ce vă pot ajuta? Da. Aș vrea să obțin permisul. Când intri, îți apare să dai slash pay test. Aha, da? Aha, da, uite, pay test, da. Bun, și dau, da? Pay test. Licență de condus clasa B. Alege. Și o să trebuie să... E sigur că să vrei să plătești? Aici. Da. Du-te în clasă și așa te... Plătești 250, te duci în clasă și dai slash take driving test. Legat totul. Take driving test. Ok, victima nu va fi mișcată până la sosirea ambulanței în caz de accident. Verificăm rănile victimei, abandonăm locația. Bă, nu va fi mișcată, cred, da. Este permisă oprirea voluntară a autoului în tuneluri? Nu. Mamă, poate pică, ești nebun. Avertizarea sonoră se folosește. Ori de câte ori este necesar pentru... La trecerea pe lângă bicicliști, în cald. Ok. Când te obligați să păsați o distanță, că sunt... Bă, da, de ce mi-apare un pic mai... Una dintre variante un pic mai evidențiată? Oare asta e... A, ba, nu, gata. Nu, dacă dai click. Ok, să păsați o distanță față de cel care rulează în fața dumneavoastră, numai... Mamă, nu le știi pe de rost? Ba da, stai un pic, deci la care ești, la ce răspunzi? La întrebarea 4, când sunteți obligați să păstrați o distanță corespunzătoare față de cel care rulează numai atunci când nu vă experiența în...
Decât Nu, la în orice 3 sau la situație. 4? La 4. La În 4, orice tu ești obligat situație. să te faci. În orice situație am Da, în zis. orice Ce situație. pericole pot Ce apărea prin pericole? folosirea centurii? Chiar și la o viteză AUL și la 6 în ce locuri în intersecții. Și te duci și Felicitări, 6 din 6, bravo. acum să ai Du-te un afară test și intră în mașină pentru a începe testul practic. practic orașul cum ar fi. Na, Și cum ies înțeleg. din clădire? Flash exit. Ah, ok. Exit. Gata, tot. Bun, și care e, îmi dau seama, care e mașina asta albă? Da, Cred că cea da, albă. că ești Tu cu motorul acum ești pornit. într-un Da, e o lume vir cu al separată, lor. da. Da, într-o lume separată, încă să nu te încurce nimeni, să poți da cu cum trebuie. Ideea este să mergi destul de ușor, pentru că dacă accelerezi tare, o să vezi că o să apare un avertisment pe chat, că mergi Și prea trebuie să tare stau și la vezi să roșu, nu? fie. Nu, poți să treci, poți să Da. treci. Da, nu am implementat semafoare, pentru că mi se par destul de nefolositoare cei care încercăm să aplicăm regula priorității de dreapta, înțelegi? Băi, În dacă erau intersecții mii de sunt foarte oameni, bune. erau necesare semafoarele, știi? Adică dacă Da, la... dar așa, na, noi maxim am deschis serverul acum aproape o săptămână și am avut maxim 60 și ceva de jucători. Un număr ok pentru un server de roleplay, însă, na, sper să mai crească, să intre lumea, Sigur, să... sunt convins. Dacă vreți să mai ne jucăm Sump aici, pentru că o să vedeți că o să avem parte de multe lucruri mișto, neapărat intrați pe server și dacă vedem că sunteți într-un număr cât mai mare, vă promit că o să ne regăsim aici. Poate, de ce nu, mai facem un live OG, așa ca pe vremuri, cine știe, să ne jucăm împreună, să facem roleplay aici. Dar asta depinde doar de activitatea voastră. Ideea e că totul o să găsiți în descriere, mai ales Discord-ul. Cel mai important să intrați acolo pe Discord, pentru că avem oameni dispuși să vă ajute, să vă învețe, să vă ajute să vă creați un cont, să vă ajute să învățați de acest mod de joc. Și, na, dacă intrați pe Discord, practic aveți mult mai ușor acces la orice. Ok. Felicitări, am obținut permisul. Gata, suntem în regulă cu actele, ca să zic așa. Am fost taxat și cu Okay. 250 de dolari. Bun, acum haide după mine, stai puțin să-mi aduc eu mașina. Mă uit așa prin Și haide preview. să mergem să... Na, ai luat permisul, vrei și tu să Să faci un ne pas în angajăm să chestia. facem bani, nu? Da. Ideea e, plecați de aici cu mașina de rent. Mașina de rent e în spate, doar că eu am vrut să o iau ca să cum place mai mult. Da, neagră așa Ok. mai bine, da. Și vă luați mașina frumos și mergem către primărie. În primărie, pur și simplu, intrăm și acolo nu o să ne aștepte nimeni la ghișeu, însă este o comandă big job, parcă. Și vă Aici, luați, nu? vă apare o listă de joburi, da. Engine, am oprimătorul. Și tot așa cu Și Enter, nu? Cu Slash Flash Enter. Enter, da. Au ce primărie frumoasă avem, mamă. Mișto. Flash Enter și poți să dai slash take job în primărie în orice zonă. Ok, și avem Și miner, alege curier, tu. electrician, spălător de străzi, ospătar, taximetrist. Ce recomanzi? Sincer, sunt multe, cam toate sunt frumoase, cam toate sunt profitabile. Mulți am văzut că fac ospătari, mulți am văzut că sunt spălători de străzi, mulți am văzut chiar și curieri. Însă nu pot să-ți recomand ceva. Ideea e în felul următor, nu o să facem job în episodul ăsta, dar Da, nu. după Ca să ce... vadă cei care Da, urmăresc exact. procedeul. După ce se ia un job, tastați pur și simplu comanda slash help spațiu job și o să vă arate exact comenzi tot ce trebuie să faceți. Deci slash help spațiu job și aveți acolo toate comenzile. Da, Ok. uite, exact, uite așa. Ok, acum dă-i și o să mergem la Amanet. La De la Amanet manet. puteți să vă cumpărați multe chestii, telefoane sau mai știu eu Și ce. putem și amaneta Este exact. bunuri?
Da, poți să și amanetezi dacă ai obiecte de amanetat, Eu, sunt interesant. vorbești cu cel de acolo și îți face un preț, și le vinde mai scump, practic, în realitate. Da, interesant. Mișto. Două secunde. Dar ce freză Ok, bun. Sunt skin-uri custom băgate pe server. Înainte, na, uite că tot ai adus vorba, hai să ai! mergem Da. să ții un skin, ca să nu mai fi cu skin-ul ăsta de Da, începător. da, da, da. Deja ai avansat, ai permis, Gata. știi să... Știu să-mi iau și job dacă vreau. Exact. Uite aici în stânga, nu știu dacă știi tu de pe sample obișnuit, era o clădire foarte mare, am pus așa Da, clădire, am făcut mapping acest mapping custom. micuț drăguț. Aici la fel în dreapta în pizza se poate intra. Dacă poți vedea tu, adică e interior deschis, poți Da, intra, da, da, da. poți mânca, poți, na, te întâlnesc cu ajutături, uite aici o mașină de Poliția. poliție, mai se oprește, mai mănâncă și ceva, mai... Și aici, ia uite, un Subaru de poliție. Da, tot felul de acțiuni. Ok. Ne oprim aici, ai venit să vă schimbați skin-ul, să vă luați voi, să vedeți cum vreți să arătați. Intrăm aici, slash enter, dăm... Bun. Așa. Dăm slash buy. Treci, bai. Cumpără Cumpără haine haine. și aici aveți skinurile normale de pe GTA, Da, dar dacă când vrei le skinuri selectezi. custom, Aha, ok. dacă vrei skin custom, dă-i la pagina 10, ți arată în dreapta sus, 10 Da. din 13. Și de Da. la pagina 10, 11, de fapt, avem skinuri custom, Aha. ca pe care nu le Înțeleg. găsiți pe jocul normal Da. și vi le puteți lua, achiziționa cum doriți, cum este și cel pe care l-am eu. Niște, uite, le-au pus, cumpără. Ok, Right. bun. Flash exit. M-am băgat în mașină. Ok. Intrăm în mașină din nou și hai să mergem să vă mai arătăm și amanetul. Bă, Enjoy. Se pare ceva interesant, adică să ai amanet pe server. Și ca să porniți motorul, nu apăsați Slash. tasta 2. Se dă Slash. Flash Engine Am auzit, și ca să-l opriți la... Sunt mai multe locații de genul la manete pe server, deci nu este doar acesta. da. Poți să vezi că lumea Uite și aici e mai stă poliția. pe aici, mai face roleplay, mai vine. Intrăm aici frumos. Casă de Enter. amanet. Slash enter. Wow, cum arată, frate? Interesant. Uite aici chitări, tot felul de chestii. Și uite, poți să vezi că lumea în chat face roleplay. Mamă, Arată deci bine, aici e... rău, Da, îl vinde văd. ceva și... Se uită la tehnica, la aparatul fotografia, cu ce vă pot ajuta? Puteți să vă Caută angajați și voi CD-uri. chiar. Ia uși. Vină tu aici, vină aici și zi, salut sau bună ziua, aș vrea să cumpăr și un telefon. Salut, aș dori să cumpăr și eu un telefon. Ia, frate. Ce tare. Uite cum dă și din mâine, așa, știi? Ce n-ai pe unul, cât vrei să negociezi pe una? E Oamenii fac probabil aici vorbește roleplay. cu... Da. Cu armă albă. Da, vor să dea să-și cumpere cuțite sau ce mai știu eu ce prostii, știi, cum să-ți cumpere și săbii, katanii tău. Eu, ce katana vrei să iei? Așteaptă puțin. Ok, aștept. O să dai și tu, slash me, stă cu mâinile pe tâchiace. Stă cu mâinile pe tejghia. Tejghia. Îndreaptă pistolul către butonul de acasă, începe să urle în gura mare. Wow, stai ce s-a întâmplat. Intră pe ușă un colt, 9 Nu, minute la ne-am dreapta. Olo, slash me. Se sperie, nu? Așa se... ridicăm mâinile. Cum ridic mâinile? Dă-i slash hands up. Hands up. Hands up. Mamă, fii atent că s-a Da, întâmplat fix acum.
Ma. Stai că se ascunde sub... Nu trageți. O să vină oricum, o să vină poliția, că uite că a scris Raul vânzătorul că a apăsat butonul de panică. Și cam toate astea sunt conectate la poliție, la toate. Da. Mișcă, mișcă. Ce să mai zic pe mi? Să mai zic ceva, oare? Burta lui Așa se Vitali învăță. sare din cămașă în timp ce își ridică palmele. El sânge din dinți, căzându-i... Bă, dar oamenii ăștia chiar fac roleplay ca lumea, cu vrigul pe care îl mănâncă. O mișcare greșită și plecați într-un sac de cadavre. Mamă. Îi dă cu tot cu Mamă, a pistolul. pus arma spre mine. Văd, văd. El stă cu mâinile ridicate. Nu face nicio mișcare Bă, trebuie bruscă. să învăț să fac roleplay de asta așa ca voi, frate. Sunt chel, nu am bani, nu am niciun ban, nu mă răni, te rog, te implor. Cât de tare. Trebuie să ajung seara asta acasă, vai, vai. Vitali, te-ai zis prostule că dacă vrei să faci o mișcare, vreau să te pun la somn. Ma. Raul este moșneag în vârstă de 60 de ani. Cade în urma leziunii la cap. Nu poate riposta. Joacă-o pe asta, frate. În casa de marcat scoate toți banii pe care îi pierde prin buzunar. Liniștiți-vă! Dați-i ce vor, mișcă lângă ceilalți acum. Ma. Trebuie să vă calmați, aveți o zi proastă. Și să vină poliția, nu? Da, așa ar trebui, pentru că s-a apăsat Emană butonul miros de de panică. transpirație. Mamă, câte detalii, wow. O dără și se trage de pe frunte. Dar oricum și interiorul amanetului arată așa mișto. Nimeni nu vorbește Da, peste noi. e modificat, adică e totul custom, știi? De asta e și pe versiune 0.3DL, pentru că versiunea normală a sample-ului nu ne-ar fi permis fără să Da. avem lag sau fără să Țară avem coruptă. creștere. Doar privește cum banii sunt fără și înghesuiți în buzunarul lui Adan. Are nevoie de îngrijiri medicale. Wow, Raul. Pare rău de tine, frate. Da. Băi, uite că a venit poliția, frate. Mamă. Na, i-a prins cu marfa Joacă în pe asta. buzunar. Ia. Salvatorii. Nu știu dacă am zis bine, da? Ce vrei că acum îi arestează poliția și băieții se vor și la pușcărie. Avem și Da. pușcărie pe server, și gardieni în pușcărie și tot Trage, felul fire, de... fire. America. Și aruncă colpul la podea și se pune în fața lipită de asfalt. Coltul fiind arma lor, știi, Arma, așa se da, cheamă, știu, colt. știu, mi-am dat seama, pistolul gen, sau... Da. Ia că a mai venit unul cu arma. Flaviu. Ei fac intervenție puternică, că dacă au fost Da. armați și suntem și Mamă, noi dar câți aici, oameni sunt suntem... aici? Sunt 33 acum pe server. Bă, foarte tare, mi se pare că oamenii ăștia chiar și dincolo de joc e o poveste, ești nebun. Se pare Da, incredibil. fiecare își creează propriul său caracter, propria sa poveste, propria Adică ăla era sa, în nu vârstă, știu, 62 lume. de ani, adică... Tare rău, jos pe burtă, uite frate câte... Bă, jos pălăria pentru voi, bravo. Că asta e și ideea, că intră pe server, adică e wishlist, v-a zis la început, Vlad, e wishlist și intră pe server doar cine e capabil să fie aici și să, na, să facă genul ăsta de roleplay. Da. Adică, na, foarte tare. Nu? Foarte Păi na, tare. cam atât. Să zic, cam asta e ideea Cum îmi dau mâinile serverului. jos? Hands down? Nu, dă-i slash SA, top anime, dai pe scurt. S-A. Da. Băi, foarte Ia-i tare. afară, cum e cazul. Foarte Acum îi tare. încătușează, îi lăsăm să-și facă roleplay-ul, nu avem treabă noi cu ei. Da. Bă, Mamă, ce e aici afară? practic noi ar fi trebuit să stăm aici, știi? Eu aș vrea telefonul să Că mi-l nu iau. poți să pleci dintr-un roleplay așa. Uite, au pus și bandă de asta, e nebun. Nu trece nimeni. Tare rău. Băi, chiar mă bucur că am făcut clipul ăsta și Na, că am cam filmat. atât.
Sper să vă placă și vouă ce ați văzut astăzi și să vreți să faceți parte din povestea acestui server. Cam atât pentru azi, Toate mulțumesc. detaliile o să vi le las în link în descriere, le găsiți acolo, Va noi aveți vă în așteptăm și descriere pe tot, Discord tot, tot. și pe server. Da, cel mai bine să intrați pe Discord, ca așa țineți legătura și puteți să lămuriți, să clarificați tot orice întrebare și nu știu, dacă nu vă descurcați cu ceva, oamenii sunt aici să vă ajute. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, îți mulțumesc și ție, Vlad, că ai fost alături de mine și ne revedem curând. Vă mulțumesc și eu pentru vizionare. Ceau, pa, pa! Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!